Las așa și îmi spuneți când suntem gata. Bună ziua, bine ați venit la această conferință de presă. Vă mulțumesc că ați dat curs invitației și vreau să anunț încă din start, motivul acestei conferințe este anunțarea termenelor decise stabilite împreună cu constructorii pe principalul coridor de mobilitate. Acum că tot am reușit să dăm în funcțiune, în totalitate, în integralitate, noua magistrală de apă, putem spune că avem o situație clară, cu termene asumate clar de constructor, pe care vreau să le aduc la cunoștința opiniei publice astăzi. Detaliile și datele, termenele anunțate vi le voi pune la dispoziție într-un material cât se poate de detaliat, care spune tot ce s-a întâmplat pe partea, prezintă un istoric de când au fost demarate lucrările și care sunt termenele asumate în momentul de față cu constructorul, prin ultimul act adițional încheiat la data de ieri, 31 iulie. Cum vă spuneam, am stabilit termenul final pentru execuția coridorului de mobilitate Traian și Decebal, acesta fiind de 25 octombrie 2024, după ce știți prea bine că a fost o solicitare ușor exagerată a constructorului de prolungirea acestui contract de execuție până în mai anul viitor. Așadar, am avut o serie de ședințe de lucru cu echipa de implementare a proiectului din primărie, cu experți, ingineri, constructori, cu oameni cu experiență în domeniu și, bineînțeles, constructorul și diriginții de șantier și am stabilit care sunt condițiile încheierii acestor lucrări. Trebuie să anunț că pentru respectarea acestui termen ne-am exprimat disponibilitatea pentru închiderea temporară pentru anumite intervale de timp a circulației pe anumite tronsoane și o să vă aduc la cunoștință imediat care sunt aceste date, perioade. Așadar, se solicită din partea constructorului disponibilitatea pentru închiderea circulației rutiere sau restricționarea circulației pe următoarele tronsoane, între Muzeul de Istorie și Hotelul Central în perioada 15 august 6 septembrie, pe strada Durăului în perioada 15 august 30 august, pe tronsonul dintre Vânătorul și Pescarul și Biserica Nouă Precista, în perioada 15 august 6 septembrie și pe tronsonul dintre Biserica Nouă din Precista și Shopping City, în perioada 7 septembrie 30 septembrie. În acest interval, bineînțeles, suntem deschiși împreună cu, în baza discuțiilor pe care le vom avea și cu reprezentanții serviciului rutier din cadrul IPJ Neamț, să agreem niște date în funcție de categoriile, de tipul de activități care se vor desfășura acolo. Trebuie să vă dau așa și un detaliu un pic mai picant, mai sensibil. Executantul ne-a înaintat graficul de execuție cu toate aceste propuneri și cu toate aceste activități. Însă a menționat, a făcut și niște obiecțiuni la propriul grafic de execuție. Și vă citez. Programul de execuție nu a luat în considerare zilele în care condițiile meteo, precipitații și, atenție, temperaturi negative în această perioadă nu vor permite aplicarea procedurilor tehnice de execuție. Eu sper să nu avem temperaturi negative în această perioadă și, bineînțeles, sper ca vremea să nu ne pună în pericol unele activități, în special pe zona de asfaltare, fiindcă acolo sunt activități incompatibile cu ploaia în mod special.
Vă propun să trecem la un alt subiect, și anume proiectele viitoare, proiectele pe care le avem în lucru astăzi în primărie și cu care suntem deciși să aplicăm pentru cereri de finanțare pe programele ce urmează să fie deschise până la finalul anului. Asta pentru a clarifica o serie de informații apărute în spațiul public, care arată că nu s-ar ști despre ce proiect avem în pregătire în momentul de față. Și trebuie să fac și următoarele precizări. Am preluat o primărie care avea un număr de proiecte aprobate, da? Cu un număr de 18 finanțări aprobate, în valoare totală de 180 de milioane de lei. Am implementat proiecte, am finalizat și sunt în implementare astăzi proiecte în valoare totală de 439 de milioane de lei și astăzi avem pregătite proiecte în valoare totală de 376 de milioane de lei, după cum urmează. O continuare a proiectelor de mobilitate în valoare totală de 220 de milioane de lei. Aici avem proiectul tehnic finalizat și vă precizez că fac încă o invitație publică domnului primar ales să vină să discutăm despre toate aceste proiecte, pentru că încă mai sunt lucruri pe care le putem discuta și eventual să vedem care este viziunea și care sunt abordările domnului primar ales. Mai departe, avem un proiect de Smart Community și cardul cetățeanului și un portal public de servicii publice în valoare totală de 10 milioane de lei, o continuare a programului de digitalizare a serviciilor pe care Primăria Piatra Neamț le oferă tuturor cetățenilor. Un proiect mult așteptat și de mine personal, dar și de foarte mulți pietreni, pentru că știm starea precară a Curții Domnești după implementarea unui proiect acum mai bine de 10 ani. Am ieșit din perioada de monitorizare și vedeți cum arată platoul Curții Domnești, care ar fi trebuit să fie o bijuterie a orașului care să țină decenii, nu doar atât de puțin timp. Acum avem un proiect de regenerare urbană care vizează platoul Curții Domnești, Biserica Domnească, Sfântul Ioan Botezătorul, strada Dimitrie Ernici, pasajul Ștefan cel Mare și parcul Ștefan cel Mare. Un proiect în valoare totală de 41 de milioane de lei. O serie de școli pentru care am pregătit proiectele de reabilitare energetică. Începem cu Colegiul Național de Informatică, cu un proiect în valoare de 26 de milioane de lei. Grădinița cu program prelungit Spirul Haret, un proiect în valoare totală de aproximativ 7 milioane de lei. Școala gimnazială numărul 11, proiect în valoare de 10 milioane de lei. Școala gimnazială numărul 2, un proiect de reabilitare în valoare de aproape 13 milioane de lei. Liceul Economic Alexandru Ioan Cuza, un proiect de asemenea în valoare de 13,5 milioane de lei. Grădinița cu program prelungit numărul 12, proiect în valoare de 7 milioane de lei și un proiect la care țin foarte mult, un proiect de reamenajare de amenajarea unei păduri urbane în zona dealului Pietricica, un proiect de conservare a biodiversității și de realizare a unui parc de asemenea modern și atractiv pentru pietreni și turiști, bineînțeles, un proiect în valoare de 25 de milioane de lei. Mai departe, vă stau la dispoziție pentru întrebări și aș vrea să reușim să încheiem această conferință de presă cât se poate de repede, pentru a reuși să susținem sportivii români care intră în competiție în minutele ce urmează. Vă rog. Două întrebări. Pe primul subiect, s-a luat în considerare și faptul că trebuie refăcute toate scurgerile fluviale care au fost sparte și pe Preci și pe tot.
Bineînțeles, sunt luate în considerare toate elementele care țin de refacerea sistemului rutier și de toate utilitățile din zonă. Cred că se vede cu ochiul liber că am tratat cu maximă responsabilitate nevoia de a pune la punct rețelele de utilități și de a face lucrări de calitate la refacerea sistemului rutier. Placa de betonare și respectarea tuturor termenelor în asigurarea gradului de compactare și a capacității portante a drumului, cred că au însemnat și un sacrificiu personal în ceea ce privește rezultatul alegerilor, dacă vreți. Și a doua întrebare, a spus că lansați încă o invitație publică domnului Niță să vină la discuții. Când a fost prima invitație și de ce a refuzat-o? Dar nu a refuzat-o. Am avut și o întâlnire personală la un eveniment public zilele acestea și am discutat despre nevoia de dialog și, bineînțeles, despre disponibilitatea reciprocă de a vorbi despre proiecte. Dar nu s-a materializat încă această întâlnire. Da. În cadrul unei emisiuni TV. Recent. Vă rog. În emisiune TV făcută de mine, fără dumneavoastră, am lansat o provocare pentru dumneavoastră și pentru domnul Niță. Acum, să luați consilier personal în perioada asta, pentru o audiție, văd că sunt niște consilier personal de acolo, pentru o tranziție, cât mai benefică pentru oraș. Din partea mea este această disponibilitate. Consider că proiectele de modernizare, programul de modernizare al orașului trebuie să continue și cred că orașul, având parte de, și în continuare de un primar tânăr cu deschidere către dezvoltare, consider eu, va împățișa această abordare, însă trebuie într-adevăr să aliniem aceste viziuni și să ne asigurăm de această tranziție lină. Și da, vă fac această declarație publică astăzi de disponibilitate de a îl primi oficial în primărie pe domnul primar ales, chiar în calitate de consilier personal, dacă își dorește asta, sau consilier onorific, în funcție de ce decide domnia sa, mai ales că pot anunța oficial că se eliberează un post pe cabinet primar. Și anume, domnul Liviu Harbuz a decis să se focuseze pe propriile afaceri și pe prioritățile personale. Vă rog? Nerespectarea termenelor vine cu sancțiuni. Prelungirea este un compromis, o concesie pe care am decis să o facem. Este o situație paradoxală. Singurul reproș pe care îl pot face asocierii în ceea ce privește nerespectarea termenelor este pe zona de trotuare și borduri. Spații verzi, mobilier stradal, rampe de acces pentru persoane cu dizabilități. Acolo un constructor nu și-a făcut treaba așa cum trebuie și deși trebuia să avem un stadiu, să avem lucrările finalizate pe tot ce înseamnă trotuare, spații verzi, mobilier stradal, rampe de acces pentru persoane cu dizabilități, iată că suntem destul de în urmă. Stadiul de execuție este de 45% general. Doar pe partea de trotuare suntem într-adevăr în urmă și sunt foarte multe trotuare executate prost. Imaginați-vă că deși pe partea de trotuare, să zicem că ar fi un grad de execuție de peste 80%, cu toate acestea, decontările efective care s-au făcut pe acest proiect, pentru că vorbim despre situații acceptate la plată, sunt doar 16%. Asta cred că spune mult și despre ce au de refăcut în urmă cei de la Moldocor pentru a reuși să-și primească banii pentru lucrările puse în operă. Trebuie să fie întâi calitative. Penalități vor curge de la depășirea termenelor de execuție. Și apropo de mobilier urban, un proiect, băncile
așa, deci sunt proiectantul și constructorul și dacă sunt modificări, sunt modificări făcute în baza unor situații punctuale. Precisa, nu știu dacă e ok. Oamenii mi s-au plâns zilele trecute la redacție, de la brigad s-au pus niște bănci, pe trotuar, trotuarul e deja îngust, până acum băncile erau puse lângă trotuar de spațiu verde. Verificăm care este situația și cum a fost elaborat inițial proiectul tehnic și vă transmitem punctul nostru de vedere. Alte întrebări? Dacă mai sunt? Dacă nu, să spunem hai România și să... Poftiți? Așa ar trebui. Dacă constructorul își face treaba în mod onest și responsabil, așa cum și-a asumat prin actul adițional și prin graficul de execuție propus, și dacă nu vom avea o vreme care să ne pună, să ne dea peste cap total graficul de execuție, eu zic că avem toate șansele. În mod cert. Trebuie să știm că ultimele 30 de zile din acest proiect sunt practic lucrări de finisaje, de retușuri finale, practic până la momentul în care îmi voi înceta mandatul de drept. Cu siguranță ar trebui să fie finalizat măcar într-un... să fie aduse cât mai aproape de final, adică asfalt complet și lucrările majore finalizate. Rămânând ca după finalizarea mandatului să mai fie necesare poate marcajele sau alte elemente de semnalistică rutieră. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc pentru participarea la această conferință de presă și să le ținem pumnii tricolorilor. Hai România!